Protestul rezist continuă în fața Palatului Victoria. Câteva zeci de persoane solicită demisia lui Liviu Dragnea. Într-o zi mai importantă decât oricare dintre cele aproape 150 de zile de când are loc acest protest, pentru că suntem cu o zi înainte ca la Palatul Cotroceni Liviu Dragnea, infractorul șef al PSD, președintele condamnat al Camerei Deputaților, să încerce la Cotroceni să-și impună guvernul proprietate personală 2.0. Asta după ce a reușit performanța să-și demită propriul guvern. Este o situație fără precedent în istoria României. Situația în care un infractor încearcă pentru a doua oară să-și impună un guvern proprietate personală în Palatul Victoria. În mod normal, orice politician responsabil și orice cetățean responsabil și cinstit ar fi revoltat de această situație. O anomalie, dragii mei, de la bun început, din primul moment în care mandatul de deputat al lui Liviu Dragnea a fost validat și el a reușit prin majoritatea PSD să devină președinte al Camerei Deputaților, de acolo să controleze mai departe numirea guvernului Grindeanu, România s-a aflat într-o stare gravă de anormalitate. Pentru că nu este deloc normal ca un condamnat penal, un delicvent, un cetățean care, despre care justiția a stabilit definitiv și irevocabil că a comis infracțiuni și l-a condamnat, să fie plasat pe asemenea funcții de o asemenea importanță, să exercite o asemenea putere în stat. Și am văzut, dragii mei, în ultimile 6 luni ce a făcut acest om cu această putere. Totul a fost numai și numai despre încercările lui repetate de a-și emite o legislație care să-l scape de închisoare. Pentru că Liviu Dragnea nu este numai condamnat penal, este și judecat într-un al doilea proces penal. În calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, este acuzat și este judecat că în această calitate a luat din banii orfanilor din județul Teleorman pentru a plăti secretarele de la PSD. Vă dați seama, Liviu Dragnea putea să ia bani de la orice instituție din Teleorman. N-a avut nicio remușcare, nicio problemă de conștiință, o problemă morală în a lua bani de la orfani. Vă dați seama ce caracter și ce moralitate are un astfel de individ. Un individ care a controlat statul român timp de 6 luni de zile, de la nivelul oferit de puterea majorității parlamentare și de controlul asupra guvernului. Un individ care a mers până acolo încât și-a dat jos guvernul propriului partid, numai pentru că a refuzat să-l scape de închisoare și care vrea acum să numească un al doilea guvern proprietate personală 2.0. Pentru și numai în acest scop, pentru a-și rezolva problemele penale. Principala lui problemă fiind infracțiunea de abuz în serviciu. Auziți protestatarii strigă în spatele meu fără prag, fără prag, pentru că nu doresc să fie instituit un prag. Prin acest prag, Liviu Dragnea speră să scape de închisoare. Speră ca noul guvern pe care îl va numi și noua și majoritatea parlamentară pe care o controlează în continuare să stabilească la infracțiunea de abuz în serviciu un prag care să fie mai mare decât prejudiciul pe care el l-a produs în județul Teleorman și pentru care este acuzat. Astfel, fapta lui nu mai este infracțiune și el nu riscă o condamnare cu închisoarea în al doilea proces pe care îl are pe rol, pentru că această condamnare este iminentă. Fiind condamnat deja într-un prim proces, el nu mai poate să primească o pedeapsă cu suspendarea. Și ar risca, dacă nu-și rezolvă această problemă cu pragul de la infracțiunea de abuz în serviciu, să meargă la închisoare, dragii mei, și asta ar fi o altă situație fără precedent, extrem de rușinoasă pentru România, să avem un președinte al Camerei Deputaților, un șef al Parlamentului, care merge la închisoare de pe această funcție. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciunde într-o țară civilizată. Și ultimul motiv pentru care, după părerea mea, ar trebui făcute eforturi pentru ca Liviu Dragnea să piardă guvernarea și controlul asupra majorității parlamentare ține de ceea ce a făcut acest om cu câteva zile înainte de votarea moțiunii de cenzură.
Vă aduc aminte că acest om s-a apucat să negocieze ceva de nenegociat, care este dincolo de interesele de partid, de bani și de orice, care ține de ființa națională, care ține de România până la urmă. S-a apucat să negocieze autonomie pe criterii etnice, riscând să amorseze o bombă în mijlocul României. Pentru toate aceste motive, după părerea mea, Liviu Dragnea nu trebuie lăsat, dragii mei, să mai fie acolo unde este acum. Să mai poată să controleze un guvern, să mai poată să controleze o majoritate parlamentară în legislativ. Este o situație foarte periculoasă pentru viitorul nostru. O situație care, dacă va continua, ne va afecta pe fiecare dintre noi. Zilele acestea văd pe foarte mulți dintre voi discutând pe rețele sociale despre ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională, unde se încalcă legea, unde opinia separată a unui judecător este cenzurată, deși legea spune foarte clar că ea trebuie publicată în Monitorul Oficial. Ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională este un exemplu de ce se poate întâmpla cu toate instituțiile statului din România. Ele vor ajunge să nu mai funcționeze normal, fiind aservite interesului personal al lui Liviu Dragnea sau a găștii care s-a adunat în jurul lui. Și vreau să vă mai spun câteva cuvinte despre această gașcă. Am mai spus în editorialul video precedent de ce a fost susținut Liviu Dragnea de 241 de parlamentari, de ce este susținut din teritoriu. Este foarte simplu, dragii mei, nu pentru că Liviu Dragnea ar avea vreun talent politic sau vreo inteligență aparte, ci pentru faptul că în ceea ce noi numim clasa politică, în special în PSD, dar și în alte partide, există foarte multă corupție, dragii mei. Sunt sute de parlamentari care au probleme de integritate, sunt zeci de parlamentari cu dosare penale, sunt mii de aleși locali care au probleme penale. Ei speră să-și rezolve problemele mergând în spatele lui Liviu Dragnea. Pentru că dacă Liviu Dragnea rezolvă un prag pentru abuzul în serviciu, toți cei care vor fi sub acest prag vor scăpa și ei de închisoare. Deci ceea ce am văzut în Parlament la votul moțiunii de cenzură este o dovadă concretă și punctuală a faptului că avem un legislativ putred de corupt care nu are cum să reprezinte interesele publice, interesele României. Și de aceea eu cred că acesta este un argument în plus pentru încercarea de a determina într-un fel sau altul alegeri anticipate. Alegerile anticipate ne-ar aduce din nou la urne, ar aduce din nou partidele în fața electoratului și am putea să votăm un parlament puțin mai curat, un parlament care să reprezinte interesele oamenilor. În același timp, electoratul PSD, care a fost păcălit de Liviu Dragnea, pentru că nimeni nu a votat PSD pentru Ordonanța 13, nimeni n-a votat PSD pentru prag la abuzul în serviciu. Oamenii care au votat PSD au votat pentru cu totul alte motive. În același timp și electoratul PSD ar putea să vină în mod corect și cinstit și să sancționeze sau să aprecieze partidul pentru ceea ce a făcut atunci când l-a susținut pe Liviu Dragnea. Deci opinia mea este că ceea ce se cere în seara asta în Piața Victoriei la protestul rezist, sunt aproape 150 de zile de protest rezist, este cel mai lung protest din istoria României. Protestul din Piața Universității a durat 52 de zile. Așadar, opinia mea este că ceea ce se cere în această seară la acest protest, și anume alegeri anticipate, reprezintă soluția cea mai corectă pentru România în momentul de față.